La repetițiile pentru Dansul Mirilor, Ion și Raluca au pășit cu stângul. Întotdeauna dreptul în față și stângul în față. Dar mă încurc, nu mai știu pe care să-l duc. Pe măsură ce coreografia se complica și cearta se întețea. Trebuia să mai facem un pas. Dar te las singur aici, Ion, dacă mai urli la mine. Păi ce c***o nu mă înțelege atâta, te contrazici? Iar desele de sincronizări ale Ralucăi... Ne-am încurcat, continuă. L-au făcut pe Ion să abandoneze într-un final ringul de dans. Nu mai, gata, paz. La repetițiile din ziua următoare, discuțiile despre cine dansează mai bine și cine nu au luat-o de la capăt. Nu suntem buni la exerciții. Mai bine să vă încurcați aici decât să vă încurcați la platou, în filmare, în live. Există o competiție că bine am făcut eu, că înșep te-ai încurcat de 400 de ori, da, până acum am încurcat o dată și comentezi tu. Eu când m-am așezat bine, că bine tine, am făcut eu, că m-am luat după tine, că mă încurcai, eu când m-am așezat bine, tu comentezi atâta, dacă vezi o dată, eu ți-am redresat ție 200, de faci tu comentezi mie, că ce? Prea departe, vino aici. Nu vreau. Bine, atunci nu mai învățăm nimic. Îmi faci atâția nervi să moară eu, să mor. Dacă nu zici că ești dansatoare venită de la Veneția și nu știu eu să dansez cu tine. Hai, vii. Hai, te rog. Nu te supăra pe mine, îți respect munca, tot ce vrei tu repetă cu ei, că mai sunt oameni acolo, nu. Vino aici. Nu mai uite, te rog. Hai, te rog. Haide, mă, nu mai. Haide să mai repet. Hai, vino pentru ultima. Haide, măi, vă rog, hai, eu frumos, nu vreau. Nu mă simt. Hai, odată mai facem. Nu vreau. Te rog mult de tot. Hai deodată. Fă cu ei și mai repet. Hai că am stat de două ori aici. Acum vreau să dansez și eu. Te rog frumos, mă. Hai să ne mai certăm pe tema asta. Vino odată. Lasă-mă, te rog eu. Deci ori pleci de acolo, ori lasă-i pe oameni să hai repete. Hai că mai facem o singură dată. Hai, nu dansez așa. Vreau să vină. Hai, măi, să mai facem o dată. Hai, măi, termină-te. Dar ce te-ai ori supărat taci acolo, așa, ori pleci de acolo, lasă-i să repete. Hai, mă, Gabi, lasă, măi, că știu eu. E pentru voi. Bă, lasă-mă, e pentru noi. Acolo, se încurcă atunci de 2 milioane de ori, nu zice nimeni nimic. Continui pașii cu ea alea. Mă încurc eu odată și îmi zice ea mie, mai bine fac eu că tu mai mult mă încurci, că tu nu știu ce. Bă, lasă-mă, că nu e ultimul dans. E ultimul dans. Se mai repetă și mâine. Și nu, ei, nu se mai repetă. Hai, mă, odată să mai facem odată ce ea. Te rog eu frumos, lasă-mă. Ar fi păcat. Nu pot cu ea în aroganța asta de greșește de 2 milioane de ori, nu îi zice nimeni nimic. Păi tocmai că greșesc, dar trebuie să le arăt că nu e bine cum fac. Nu să te nu, că tu știi cel mai bine. Am zis eu că știu, păi, mai bine. Păi te-ai încurcat ce-i greșit bine, pașii, gata, de 200 de ori. Hai să nu ne certăm pe tema, păi, asta. Păi hai să nu ne certăm pe tema asta. Asta nu-i motiv capabilă de ceartă. Cauți, îți place mult să vezi, abia aștept să greșesc eu odată, ca să poți tu să zici asta. Păi ție ți-ai cineva ceva când ai greșit, mă? Cum să aștept ca să greșești, mă? Ce te uiți la Gabi? Cu Gabi vorbești? Nu, dar... Păi și ce? Cum să aștept ca să greșesc, ca să scot te-o ție ochii, tu te-o ție? Păi așa ai făcut. Ce te faci că nu înțelegi despre ce e vorba sau ce e asta? Te-ai trezit cu fața la cerceapă. Ba nu, chiar am râs, am dansat, m-am simțit bine până la un moment dat. Deci hai, chiar... termină-te cu asta. Deci că chiar nu cred că ai niște gesturi de copil în capul ăla și nu ești în stare să-ți asumi ceva ce spui. Dar ca de obicei, Raluca era dispusă să facă primul pas spre împăcare. O să stau aici? Nu trebuie să ne certăm pentru un dans. Păi nu trebuie să căutăm de-astea să... Cum faci tu? Mândria ta e că să pot să-mi reproșez mie la un moment dat. Păi cum dacă nu eu văd? Păi cum, mă, nu e adevărat? Eu cum poți să negi? Eu recunosc că greșesc. Păi și eu recunosc că greșesc, dar nu caut să-ți scot ție ochii că greșești tu de 200 de ori. Cauți așa să ai tu cumva o mândrie, să tu să fii țiplă. Eu să am impresia că eu greșesc mult în toată treaba asta. Capricile iubirii. Măi, Ioane, cum e aia cu dreptul în față și cu stângul în față? Aia a fost o greșeală de exprimare în cauza că ne trezim la 8 și nu dormim.